Ziua Internațională a Muncii este zi liberă și pentru minerii din complexul energetic Oltenia. Vacanța va fi completată cu zilele de weekend, care va fi liber pentru personalul TESA, dar și pentru majoritatea personalului productiv din minerit. Pe 30 aprilie, minerii din complexul energetic Oltenia sunt obligați de conducerea companiei să-și ia o zi din concediul de odihnă. Asta pentru a beneficia de o mini-vacanță cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii. Pentru ziua de luni, minerii nu vor primi sporuri și nici tichete de masă. În cele 4 zile libere în cariere se va lucra programat pentru pază și întreținere cu personal redus în program de tură. În anumite sectoare, cum este cel de livrări cărbune la muncă, că vor veni mai mulți angajați. Recent, câteva mii de angajați ai CEO au fost din nou obligați să își ia mai multe zile din concediu, pentru că cererea de energie pe bază de cărbune a fost foarte mică, iar producătorii hidro au făcut regulile în sistemul energetic național.